și bine ați venit sau revenit la un nou clip pe canalul meu de YouTube. Pentru astăzi am pregătit un haul parfumat. O să vă arăt ce mi-am cumpărat în ultimele aproximativ 2 luni. O să vedeți că nu sunt foarte multe parfumuri. Am fost destul de cuminte în ceea ce privește noile achiziții, dar zic să intrăm în subiectul clipului de astăzi. Primul parfum pe care vreau să vi-l arăt a ajuns deja în Declutter. Dacă ați văzut acel clip, probabil îl știți deja. Este vorba despre Rebel Fleur de la Rihanna. Cam așa arată el. A fost un blind buy. Am fost foarte curioasă să testez acest parfum pentru că auzisem în stânga și în dreapta vorbindu-se de bine despre acest parfum și de asta mi-am dorit foarte mult să îl încerc și cum nu am găsit testere pe nicăieri, am zis, aia, îl cumpăr pentru că nu este un parfum foarte scump, e un parfum destul de accesibil, fiind un parfum de vedetă, nu are cum să fie extrem de scump. Măi, nu-mi place mie deloc parfumul ăsta. Mi se pare că este foarte înțepător din cauza acelui patchouli, zice eu. Patchouli mi se pare că se simte peste toate celelalte note, cu toate că el în note are, uite, de exemplu, le-am aici în fața mea, are piersică, prune, fructe roșii, notele de vârf, are nucă de cocos, tuberoză, trandafir japonez și violetă, notele de mijloc și în notele de bază are vanilie, patchouli, mosc și ambră. Mi se pare că patchouliul ăla se simte foarte, foarte puternic și acaparează toate notele astea fructate foarte delicioase. Uite, mie îmi place foarte mult nota de cocos, nota de piersică, dar parcă nici nu se simte din cauza acelui patchouli. Nu știu, cel puțin așa este în nasul meu. Patchouli este o notă destul de dificilă pentru că în unele parfumuri poate fi foarte înțepător, foarte pământiu, foarte murdar, dar în unele parfumuri se simte chiar foarte plăcut. În acest parfum mie nu îmi place cum se simte patchouliul și nu, am încercat să-l port de mai multe ori. L-am purtat de vreo 2 ori chiar și după ce l-am pus în punga cu parfumurile pe care le-am dat afară din colecția mea. Dar nu pot, îmi stă efectiv în cerul gurii, în nas, cumva, nu știu cum să vă explic acel patchouli care pentru mine e foarte deranjant. Și mă gândesc că fiind atâtea laude în jurul acestui parfum, sunt sigură că o să reușesc să îl mărit către cineva care cu siguranță o să îl agreeze mai bine decât îl agreez eu. Pentru mine a fost o achiziție nefericită și chiar vă spuneam și în clipul cu Declutter că văzând câte parfumuri am dat la o parte din colecția mea, foarte multe dintre ele fiind blind buys, mi-am dat seama că nu mai vreau să cumpăr parfumuri despre care nu știu cum miros, nu știu cum se comportă pe pielea mea și cred că ăsta e și motivul pentru care n-am mai cumpărat atât de multe parfumuri în ultima vreme. Doar unul dintre ele a fost un blind buy, dar a fost cumpărat, am impresia, înainte să fac declutter-ul sau poate chiar în aceeași zi, dar din fericire a fost o achiziție reușită. Și dacă tot am menționat despre parfumul pe care l-am cumpărat ca fiind un blind buy, e bine, acesta este DKNY Woman. Cam așa arată el și cred că sticla cumva vorbește de la sine pentru că este un parfum foarte verde, foarte rece. Un parfum de vară, aș zice eu, însă, sincer, l-am luat de vreo 2 săptămâni și deja am consumat din el aproape un sfert. Pentru că, v-am mai zis, eu nu țin cont neapărat de sezon când vine vorba de parfumuri. Parfumul ăsta mi-aduce aminte foarte tare de Pret-a-Porter, care este parfumul copilăriei mele. Mama mea îl folosea foarte mult în acea perioadă. Foarte verde, foarte aromat. Adică nu e doar un parfum citric și atât cu care te dai și dispare imediat, să nu mai zic de persistența pe care o are acest parfum. Ca note, are frunze de tomate în note de vârf, portocală, mandarină și caisă. Cred că frunza de tomate îi dă izul ăsta destul de aerat, destul de verde. Frunza de tomată, la fel, e un aspect al copilăriei mele pentru că atunci când eram mică și eram lăsată la bunici, o ajutam pe bunica mea, opa, s-a urcat Blue Page, să nu-mi dărâme chestii, o ajutam pe bunica mea la culesul de roșii și dacă ați cules vreodată roșii, măcar o dată în viața voastră, știți cum miros frunzele de tomate, au un miros foarte puternic, foarte verde și cred că se simte bine în parfumul acesta.
Mai avem ca note de mijloc casia, nufor, nufor galben, narcisă galbenă, iasumie, heliotrop, ilang, ilang, orhidee și trandafir, iar în note de bază avem mesteacăn, piele întoarsă, lemn de santal, paciuli și ambră. Dacă țineți cont de sezon când vine vorba de parfumuri, atunci ăsta este strict un parfum de vară, însă mie mi se pare că și pe vremea rece performează destul de bine, este foarte persistent pentru un parfum atât de fresh și ia să mă și dau un pic cu el acum pe mână. Și v-am zis, pe mine mă transportă direct în copilărie pe când mama mea folosea Prêt-à-porter. Siajul este moderat, dar persistența chiar m-a surprins la el. Trecem mai departe la un parfum pe care chiar nu cred că vi l-am menționat în niciunul din daily vloguri, nu cred că vi l-am arătat deloc, este vorba despre Vera Wang Princess. Și așa cum îi spune și numele, este un parfum atât de prințesistic, un parfum deloc ofensator, adică nu deranjezi pe nimeni în momentul în care intri într-o încăpere cu acest parfum. Este așa, fructat, foarte feminin, delicat, are și puțină vanilie care îi dă cumva o cremozitate și îl face un pic mai gurmand din punctul meu de vedere. Nu este cel mai gurmand parfum, nu mă înțelegeți greșit, dar nu este niciun genul acela de parfum floral care să te facă să te gândești la o grădină, să zic așa. Ce nu-mi place mie la parfumul ăsta este faptul că nu prea persistă. Siajul este undeva moderat, dar de persistat nu prea persistă, iar sticluța este destul de măricică ca să o cari cu tine într-o geantă, mai ales dacă e o geantă mică, nu țin ca pe nicăieri, dar îmi plac foarte mult detaliile de pe sticlă. În schimb, v-am zis, numele îi se potrivește mănușă, nu știu, n-am mirosit niciodată o prințesă, nu știu a ce miroase o prințesă, dar dacă ar fi să-mi imaginez mirosul, cam așa ar fi. Ca note de vârf are nufăr, caisă, măr și mandarină. Note de mijloc are ciocolată amăruie, guava, floarea tiar și tuberoză, iar notele de bază are vanilie, ambră și note lemnoase. Nu prea simt eu nicio notă lemnoasă. Tot ce simt eu aici sunt ceva note fructate pe care nu pot mult să le disting, adică chiar și cu ele în față nu pot să zic da, uite, simt mirosul de caisă, da, uite, simt mirosul de mandarină, dar simt mirosul de vanilie. Se simte foarte bine și... Ah, stați că am scăpat. Capacul vine așa și format din două ineluțe, cam așa, unul în formă de coroană și unul doar așa, încrustat cu pietricele. Adică dacă ai degetele mai subțiri, mie nu-mi vin, dar dacă ai degetele mai subțiri, poți să le faci inele. Just saying. Per total, e un parfum foarte simpatic, foarte drăguț. Eu îl folosesc ca bedtime scent, adică parfumul pe care îl folosesc înainte să mă duc la culcare. Sau îl folosesc atunci când sunt pe lângă casă sau dacă mă duc până la magazin. Adică nu e, pentru că nu persistă, nu văd rostul să-l folosesc când știu că o să fiu plecată toată ziua. Sau dacă am un ghiozdan, o geantă mai mare la mine, atunci poate îl voi căra după mine. Dar altfel, nu prea. Aici poate fi o problemă de pH, pentru că poate pe mine nu persistă, dar pe tine poate să persiste mult, mult mai bine. Mai departe, trecem la un parfum pe care l-am adorat când l-am avut prima dată, dar din cauza faptului că perioada prin care treceam atunci nu era una tocmai bună, nu am vrut să-l mai recumpăr o perioadă, pentru că v-am mai zis că la mine memoriile se bazează foarte mult, amintirile se bazează foarte mult pe simțul olfactiv. Și mi-era teamă că dacă cumva voi recumpăra acest parfum, mă va transporta în timp fix în acele perioade neplăcute. Așa că am lăsat ceva timp să treacă. Este vorba despre Jimmy Choo Blossom. Cam așa arată sticla. Și este un parfum atât de vesel, atât de... Mi-am dat și în ochi, au, sunt ok. Un parfum care mie îmi inspiră veselie, zile senine, însorite, zile de primăvară. Îmi inspiră o voie bună, ca să o zic pe scurt. E un parfum fructat, un parfum cu zmeură, un parfum care zici că e un compot de fructe, așa aș putea să îl descriu. Și deși în notele lui nu are listată această notă, mie mi se pare că miroase un pic și a suc de mere. Nu știu de ce, nu știu ce îmi dă impresia asta. Ca note de vârf are zmeură, fructe roșii și citrice, note de mijloc are sângele voinicului și trandafir, iar note de bază are mosc alb, lemn și lemn de santal. E unul dintre cele mai vesele parfumuri din colecția mea. Are o persistență foarte bună, deci asta m-a uimit și prima dată când l-am avut, m-a uimit și acum. Faptul că persistă ore în șir,
ore în șir. Eu am varianta Eau de Parfum. Nu știu dacă există vreo variantă de toalet pentru acest parfum, dar credeți-mă că dacă aveți o zi proastă și vă dați cu acest parfum, o să vă schimbe starea total. Asta îmi place la parfumuri, că au puterea de a ne schimba starea, de a ne ridica moralul. Cel puțin pentru mine așa este și cred că ăsta e și unul dintre motivele pentru care iubesc parfumurile atât de mult. Siajul este și el unul moderat, oarecum spre mare, dar nu foarte, foarte mare, adică nu te simte nimeni de la 7 poște, dar nu trebuie să-și pună, să-și bage nimeni nasul la gâtul tău ca să te miroasă. Deci da, all in all este un parfum foarte bun și la un preț destul de accesibil, a zice. Eu am dat pe el undeva la 35 de lire. Nu știu exact la ce preț se găsește el în România, dar mă gândesc că nu este mare diferență. Mai departe am aici Jean Paul Gaultier Classic și din ce am văzut eu pe Fragrantica, sticla aceasta se numește Collector deci Classic Eau de Parfum Collector 2017 Jean Paul Gaultier de Damă. Așa scrie pe Fragrantica. Pe cutia lui nu scria absolut nimic și nici pe fundul sticlei, zice doar Jean Paul Gaultier Classic Eau de Parfum. Sincer, nu am căutat să văd dacă sunt mari diferențe între, mă refer în materie de note, între Classic, varianta normală și acesta, dar tot ce pot să vă spun e că în materie de miros sunt 90% similare, doar că acesta mă duce cu gândul la cireșe. Cu toate că în note nu este listat nimic de genul. Se simte rom, se simte vanilie în el, dar v-am zis, ia stați chiar de curiozitate să caut. Jean Paul Gaultier Classic. Să vedem ce note are acesta, adică care ar fi diferențele. Da, diferențele sunt destul de mari, adică cel clasic are cu totul alte note, însă mie mi se pare că sunt foarte similare. V-am zis, în proporție de 85-90% mi se pare că seamănă foarte bine, doar că în acesta eu simt în plus o notă de cireșe combinată cumva așa cu nota aceea de rom. Poate un lichior de cireșe, cumva în direcția asta, pentru că ăsta este un parfum destul de alcoolic, adică te duce cu gândul și la o băutură alcoolică. Și uite, de exemplu, note are rom. De asta zic eu că mă duce așa cu gândul poate la un lichior de cireșe, pentru că eu simt în el și o cireașă, o cireașă dintre aceea foarte dark. Deci avem notele de vârf rom, trandafir și mandarină siciliană, note de mijloc orhidee și narcisă, iar notele de bază avem vanilie, ambră, boabe de tonka și lemn de santal. Mie îmi place foarte mult parfumul ăsta. Am și consumat din el aproape un sfert, poate chiar mai bine. Ce pot să zic despre el este că nu este cel mai persistent. Din experiența mea cu alte parfumuri Jean Paul Gaultier, știu că persistau mult mai bine decât persistă acesta, dar fiind o sticlă mică de 30 de ml, nu e greu de cărat cu mine, dar vreau să vă mai arăt odată sticla, mi se pare atât de drăguță și de sexy. E superbă. Siajul este unul bun, chiar spre mare aș putea să zic, dar când vine vorba de persistență, mi-aș fi dorit ca acolo să existe ceva îmbunătățiri. Și cea mai nouă achiziție este Gucci, Gucci Rush, cam așa arată el. Arată ca, mă duce cu gândul la casetele, sau nu, la carcasele casetelor de muzică de prin anii 2000. Ăsta este un parfum foarte atipic, foarte in your face, așa aș putea să zic. Un parfum fructat. Uite, acesta este un parfum care conține patchouli, însă aici acest patchouli este mult mai cizelat, să zic așa, mult mai plăcubil nasului meu. Per total, acest parfum este, v-am zis, un parfum destul de atipic, genul de miros pe care nu îl găsești în alte parfumuri de designer, să zic așa. Adică, din perspectiva mea, parfumurile de designer au cam ajuns să se copieze unul pe celălalt, nu zic în proporție de 100%, dar au foarte multe similarități. Ei bine, ăsta nu mi se pare că seamănă cu nimic. El este un parfum fructat, un parfum destul de puternic, puțin condimentat, dar pe lângă toate astea, mie îmi dă impresia un pic că are un iz de plastic, dar plasticul acela cauciucat. Nu e nimic deranjant, adică nu o să te dai cu parfumul ăsta și o să miroși a plastic, dar cumva are acolo pe dedesubt un iz
plasticat. Mie așa mi se pare, dar doamne, cât de frumos miroase parfumul ăsta. Chiar vreau să mă și dau. Azi nu m-am dat cu parfum, așa că... Oricum, de când l-am luat, de vreo câteva zile, numai cu ăsta m-am dat. Sunt efectiv îndrăgostită. Motivul pentru care mi-am dorit eu acest parfum și pentru care m-am îndrăgostit de el este faptul că, prin general, am avut un parfum no-name, nu știu, era primit de la vreo rudă ceva, care era într-o sticlă roșie, într-adevăr, dar nimic care se semene cu acesta de la Gucci. Și mirosea exact așa, exact cum miroase Gucci Rush. Am încercat chiar să caut pe Google poze cu acel parfum așa din amintirile mele, dar n-am reușit să îl găsesc. Însă în momentul în care am mirosit Gucci Rush în urmă cu vreo, nu știu, un an, doi, efectiv m-a transportat în timp și am zis ok, vreau parfumul acesta. Și iată că în cele din urmă mi l-am luat. Este un parfum cu o persistență și cu un siaj foarte, foarte bun în raport cu prețul pe care îl are. Na, ce să zic, mă bucur că l-am în sfârșit în colecție și cred că dintre toate parfumurile pe care vi le-am arătat, se bate cu Jimmy Choo pentru primul loc. Mă refer la preferințe, care îmi place cel mai mult. Dar e un parfum deosebit. Cu siguranță nu e genul de parfum pe care să-l cumperi ca fiind blind buy, chiar aș recomanda să fie mirosit înainte, pentru că nu cred că este mult să ai un parfum pe placul tuturor. Și gata, astea au fost cele 6 parfumuri, da, 6 număram din nou ca să fiu sigură, cele 6 parfumuri pe care mi le-am luat în ultimele aproximativ 2 luni. Din păcate, din aceste 6 rămân cu 5, pentru că v-am zis, unul dintre ele va pleca către altcineva care să îl agreze mai mult decât o fac eu. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare, dacă ați ajuns până la finalul clipului, și nu uitați că ne revedem mâine cu un nou clip. Pa, pa!